Salutare, dragilor, și bine ne-am reîntâlnit la Gânduri cu Tălc. Sunt Camelia Tița, prietena voastră, și, dragii mei, astăzi vreau să vă transmit o idee cu ajutorul unei povești, așa cum v-am obișnuit de ceva timp, despre ce înseamnă o comoară. O comoară ar trebui pusă la treabă, ar trebui folosită. Și când ne gândim la comoară și vorbim despre comoară, ne putem gândi și la bunuri materiale, dar mai ales la bunuri spirituale, la talente, la daruri, la haruri. A fost odată un om atât de avar încât i-a luat 20 de ani să se hotărască dacă ar fi mai bine să se despartă de câteva dintre obiectele lui mai valoroase, scoțându-le la vânzare, bineînțeles. Când s-a văzut cu suma uriașă, a vrut să-și asigure câștigurile și cu banii adunați a cumpărat niște lingouri de aur. Se știe doar că prețiosul metal este o valoare sigură când monedele se devalorizează. Năucit de aurul acumulat, avarul s-a temut atunci că cineva i-ar putea fura comoara. Dacă în timp ce dormea, cineva intra în casă și fura lingourile. După ce s-a tot gândit la problema asta, a hotărât să îngroape aurul, protejându-l așa cum se cuvine, și să sape chiar în noaptea aceea o groapă adâncă în grădina casei. Înainte să se apuce de treabă, a admirat aurul la lumina opaițului până s-a săturat de strălucirea lui aurie. Apoi a săpat groapa și când a ajuns la adâncimea dorită, a depus lingourile pe fundul ei ca și cum ar fi fost mumii într-un mausoleu. Avarul mergea zilnic în acel loc și chiar vorbea cu aurul, așa cum fac persoanele care îi cinstesc și îi comemorează pe cei dragi care se odihnesc în cimitir. Un hoț, care tot dădea târcoale prin preajmă, a observat că avarul se ducea deseori în acea parte din grădină și, auzindu-l vorbind, a înțeles că omul cel scârcit îngropase acolo o comoară. A așteptat ca acesta să meargă la culcare și, la lumina lunii, cu ajutorul unei casmale, a dezgropat lingourile într-o clipită și le-a furat. În dimineața următoare, când băgă de seamă că pământul din colțul acela de grădină era răscolit, avarul se temu de ce era mai rău. Se apucă să sape furios și, dându-și seama că groapa e goală, plânse și se văicări ca un copil care și-a pierdut toate jucăriile. A bătut și înfuriat pe când se plimba prin cartier în încercarea de a găsi hoțul, dădu peste o bătrână bună la suflet care avea întotdeauna un sfat ori o vorbă bună de alinare pentru toată lumea. Ce-ai pățit, vecine? Ce-i cu fața asta tristă? Am rămas fără comoară. Am pus-o într-o groapă în pământ, crezând că astfel este la adăpost și mi-a fost furată. Sunt atât de nefericit. Bătrâna, care cunoștea zgârcenia omului, îi spuse cu vorbe blânde și liniștitoare: dragă vecine, ascultă ce-ți spun și ai să vezi că problema nu este chiar atât de gravă. Dacă vrei să fii ca înainte, nu trebuie decât să pui în locul aurului câteva pietre mari. Imaginează-ți atunci că lingourile tale sunt tot acolo. Rezultatul va fi același, căci oricum nu ai fi folosit niciodată aurul. În realitate, nu ai pierdut nimic. Dragilor, îmi vin în minte cuvintele lui Eminescu că poți să ai totul și să nu ai nimic, în timp ce poți să nu ai nimic material și să simți că ai totul la nivel spiritual. Dragii mei, indiferent dacă ne gândim la comoară, sub forma bunurilor materiale sau sub formă de iubire, bunătate, generozitate, talente, daruri, haruri, acestea trebuie puse în folosul oamenilor, trebuie puse la treabă. Banii trebuie multiplicați și, și folosiți și în folosul celorlalți, da? E adevărat că nu îi împrăștiem, ci îi valorificăm cu înțelepciune. Înțelepciune ar trebui, dar de acolo de unde dă Dumnezeu și sporește, e bine să întoarcem lui Dumnezeu. Și cum putem întoarce lui Dumnezeu decât dedicându-ne prin proiecte umanitare, prin contribuția noastră umană și materială, mai bine lui semenilor noștri și mai bine lui acestei lumi. Vă pup și să ne fie de folos!